La Constanța continuă să se joace handbal de calitate și după dispariția HM-ului. Cu 7 foști campioni în lot, Dobrogea Sud mărșăluiește spre promovarea directă în Liga Națională. Echipa lui Stănescu, Toma și Burice a bătut Bacăul, rivala din ultimii ani, la finele unui meci care a avut toate ingredientele unui derby de primă ligă. Și Farul și-a câștigat un public numeros pe care l-a convins duminică de faptul că merge pe drumul cel bun. Victoria cu Handbal Club Buzău, care venea la Constanța din postura de echipă neînvinsă în primele 6 etape, a arătat că Eden Hairi construiește un grup capabil să pună probleme și echipelor de top ale seriei. Dobrogea Sud este lider în seria A a diviziei A cu punctaj maxim 21. După 7 etape, Farul ocupă locul 7 cu 12 puncte.